Salut, sunt Mihai Dolinski și de astăzi vă invit la eGames Report, o lume virtuală în care putem fi supereroi, în care putem duce războaie pe întreg continentul și în care putem fi superstaruri în sport. Astăzi vom începe o emisiune în care vom discuta despre cum se realizează cele mai importante jocuri, despre lumea aceasta virtuală și vom avea invitați în toate jocurile. Vom discuta pe FIFA cu experții Andu și Teo, vom discuta cu Werty în ceea ce înseamnă CS și în toate jocurile, în cele mai noi jocuri, cu Bobo Spider. Toate acestea săptămână de săptămână la eGames Report. Trecem acum la Game News. În această perioadă avem în desfășurare două turnee importante de Counter-Strike Global Offensive și League of Legends, Rogue Masters Romania 2020 și Romanian Esports League. În timp ce Romanian Esports League se apropie de finalul turneului, un prize pool de 12.000 de euro, Rogue Masters 2020 este în prima fază a calificărilor, turneul fiind împărțit în două etape de calificare, către marea finală din octombrie, finaliștii fiind recompensați cu premii în valoare de peste 10.000 de euro. În prima sesiune de calificări la CSGO, Nexus și Rift Gaming au ajuns în finală, calificându-se direct în play-off. Al doilea qualifier a adus calificarea pentru Invictus și BeatShark. În turneul LoL, Nexus și Soul Smugglers sunt echipele calificate după prima sesiune, Clumsy Execution și Acumen asigurându-și prezența în play-off după al doilea qualifier. Florinel Coman a fost recompensat de EA Sports cu un card special în FIFA 20. Starul FCSB are un overall rating de 86 cu 93 la pace și 86 la shooting. Pe site-ul Telecom Sport, la categoria eGames, puteți să vedeți cum a evoluat Coman în drafturile lui Andu și Teo. S-a disputat etapa a 14-a, prima din returul competiției Liga 1 FIFA Pro Clubs pe Xbox. Campioana în titlu și liderul clasamentului înainte de această etapă, FC Voluntari, singura echipă neînvinsă din această competiție, a întâlnit ocupanta locului 4, CSM Reșița. Meciul s-a terminat la egalitate 1-1, FC Voluntari fiind detronată în clasament de Dinamo EA Sports, care a câștigat cu 5-1 meciul cu UFC Giuleștina. Ambele echipe se află la egalitate de puncte, Dynamo având un golaveraj mai bun. Vineri, 12 iunie, se dă startul la League of Legends European Championship. Turneul se va juca offline în Berlin și va avea un prize pool total de 200.000 de euro. Avem și 3 gameri români prezenți în această competiție. O doamne va reprezenta Schalke 04, Orom, liderul Mad Lions și Zerzi la Origin. Le ținem pumnii și vom urmări atent pe durata turneului. În luna iunie s-au lansat și urmează să se lanseze o serie de jocuri foarte așteptate de multă lume. Valorant, Tour de France 2020, Desperados 3 sau Last of Us 2 sunt doar câteva dintre titlurile interesante pe care vi le propunem și pe care le veți vedea prezentate în eGames Report. Am ajuns la momentul de FIFA acum. O să discut cu invitații mei, campionul Andu Rădulescu și profesionistul Teo, despre echipa sezonului. Mai întâi voi începe cu echipa mea, echipă în funcție de ceea ce au arătat jucătorii pe teren în Liga 1 și pe unii i-am și comentat. Arlauskis în poartă, motivul e simplu, pentru faptul că este portarul campioanei, liderului și portarul cu cele mai puține goluri primite. Crețu, fundașul dreapta, mi s-a părut că s-a adaptat excelent la FCSB, echilibrat în joc. Am două opțiuni, să zic așa, mai interesante ca fundaș central. Kindriș, de la Botoșani, mi s-a părut foarte bun și jucător under 21. Marius Constantin, fundaș central. Mai pe experiență, așa. Da, exact, pe experiență și pentru faptul că echipa lui Edi Iordănescu a prins play-off-ul și datorită prestațiilor pe care le-a avut. Camora, liderul din echipa lui Dan Petrescu. Mergi, din ce văd eu aici, mergi mai mult pe experiență. Uite, singur copilaș, așa, Kindriș, care e under. Da, și în rest, nu mai, mai bătrânei. Da. Acum vom merge în linia de mijloc. Eu am ales o formulă 4-3-3. Bun. Dan Nistor, datorită prestațiilor, în primul rând, era Dinamo. Apoi Jonathan Rodriguez, opțiunea mea, la mijlocașul defensiv din fața apărării. Marius Croitoru a precizat de multe ori că a fost omul în jurul căruia a construit toată echipa. Este omul cu cel mai multe pase complete de la Botoșani. Cicâldău. Un mijloc tehnic, sincer. Chiar, adică nu ai niciun băiat așa care să rupă oase. Da, da, exact, da. Și acum vom merge în linia de atac. Deac, extrema dreaptă, da. În atac Denis Alibec și Florinel Coman. În atac, opțiunile mi s-au părut ușoare, cel puțin la Alibec și Florinel Coman.
Florinel Coman, golgheterul, până acum, în sezonul regular. Și Ali Bek este pe locul 2 la numărul de pase, de gol, după Nistor, și al doilea marcator după Florinel Coman. Uite, mie îmi place aici, sincer, că l-ai pus pe Deac, chiar dacă nu el așa estetic, un jucător senzațional, dar e foarte eficient. Mie chiar îmi place Deac. Dar eu zic că e făcut o echipă onestă, nu, Teo, nu știu, așa da, se pare. Deac, eu zic că e bun acolo. Totuși, nu știu, fundaș și central poate ar fi fost alte opțiuni. Planici și la FCSB sau ceva, dar ce pre Cluj. Marius Constantin, să știi că a scris și multe goluri din penalti, nu? Da, dacă 8 goluri are. Da, Kindrich un pic o revelație, nu știu, pe la mijloc cu Rodriguez. Poate, bine, e opțiunea ta, nu mă bag acum, ce să vezi, nu mă bag. L-ai văzut puțin, nu? La treabă. L-am văzut, dar poate băgam altceva acolo. Nu știu, unul să rupă oasele, că nu, da, nu știu nici ce să faulteze. Am o filozofie așa mai, da, pe bine. Pase. Hai să vedem acum și formula voastră, care e important să o precizăm în primul rând pentru calitățile din joc. Corect. Da. Pentru ce prestează jucătorii în FIFA, am ales cam cea mai bună echipă în funcție de ce se putea juca la FIFA 20. În portar la Uschis, care este un portar foarte bun în FIFA, a apărut cel mai constant, foarte înalt, plasament foarte bun pentru el. Deci cumva ca în echipa ta, la Uschis acolo trebuie să fie foarte bun. Avem un punct comun până acum. Martić, fundașul dreapta. Fundașul care au fost motivele? La Martić l-am ales pentru că este într-adevăr și un jucător înalt, dar stă foarte bine și defensiv. Eu am jucat cu el și chiar mi-a plăcut că chiar nu a avut greșeli din punct de vedere al poziționării în defensivă. Mai departe, Planić Țiru, poate la Planić, tot așa, un plus de înălțime, foarte bun în duelele 1-1, forță, atunci când pune piciorul, rămâne acolo mingea și eu zic că e un fundaș destul de bun. Merge mai departe. Teo, îți dau ștafeta. Deci e de Noier în stânga, care are viteză foarte bună și FIFA contează foarte mult viteza în flancuri. Iar legat de Planić, am făcut o carieră cu FCSB în joc și Planić a fost așa un fel de Virgil van Dijk de Liga 1, așa l-am numit pe Planić. Oricum, tu, Teo, l-ai lăudat de multe ori pe de Noier în jocul de FIFA pe care, în campionatul de FIFA pe care Andu l-a câștigat. Da, de Noier foarte bun acolo. Și avem și mijlocul, tot așa într-o așezare 4-3-3, doar că noi am schimbat probabil în primul minut într-un 4-2-3-1. Ar fi Nistor Cicârdău mijlocașii centrali, iar Eric ar fi mijlocaș ofensiv, un jucător care să creeze, mai așa, un jucător mai bun, de car acolo. Exact. Aici am o întrebare pentru voi. Care a fost motivul pentru care l-ați ales pe Cicârdău? Pentru că dacă mi-amintesc de campionatul de FIFA câștigat de Andu, acolo Dan Buzărnescu nu prea l-a folosit. E un pic așa o remarcă și la el, la motivele pentru care nu l-a utilizat? La Ultimate Team are 5 weak foot, adică dă foarte bine și cu dreptul și cu stângul. La 85 rating acolo am văzut că a scăzut un pic. I-au scăzut stelele celei sport și a avut doar 3, probabil de-aia Dan nu l-a folosit. Noi l-am pus pe Cicălău și pe Nistor pentru că amândoi au 5 weak foot, nu? Nu greșesc. Da. Și sunt doi jucători box-to-box, adică se apără foarte bine și atacă și foarte bine și... Chiar e o echipă care are nevoie de doi jucători din ăștia cu plămânii puternici. Și la Eric consider că orice echipă are nevoie așa de un decar, de cum zice domnul Hagi, un artist, un număr 10. Și eu zic că Eric e potrivit aici în situație. Mai era și Florin Tănase, dar l-am ales pe Eric pentru că parcă mie îmi place la echipă să aibă și un stângaci. Vreau să vă întreb referitor la Eric, pentru că oricum a fost sezonul ăsta ușor cam slab ca evoluții, a și fost criticat de Hagi pentru că nu s-a pregătit din punct de vedere fizic cum ar fi trebuit. Cât are în joc? Ce overall are Eric în joc? Dacă vrei să începe o carieră, să spunem, în Liga 1 sau de ce nu, de exemplu, în League 2, Liga 4 engleză, l-ai luat pe Eric? Bine, la carieră nu cred că e perfect Eric, pentru că are totuși o vârstă și nu mai evoluează. Acolo e foarte important ca jucătorii să evolueze sezon după sezon. Și ar fi alți jucători de Liga 1, cum ar fi Florinel Coman, Denis Mann, în principal cei de la FCSB evoluează, Moruțan și el. Moruțan, și, Olaru. Da, pentru că au un lot foarte tânăr. Da, și ei ajung la peste 80 overall, ajung la 80 ceva, deja un rating foarte bun. Ai putea juca și în Premier League cu ei la un moment dat, câteva sezoane. Am înțeles. Hai să trecem și la linia de atac. În partea dreaptă, Denis Mann, care cel puțin mie îmi place foarte mult. E jucătorul meu favorit din Liga 1 în realitate. Sincer, nu neapărat acolo cum este creat în joc ca și right winger, pentru că din punctul meu de vedere am și vorbit cu el, se simte mult mai bine ca al doilea vârf, numai că sistemul de la FCSB nu-l ajută. Apoi Ali Bek, la fel ca și mine, ca vârf, și Mihailă în partea stângă. De ce Mihailă și nu Florinel Coman? Pentru că am văzut
că șeptarul de la FCSB este în echipa sezonului, da, în rest of the world. Da, noi știam acest lucru că o să fie în mare parte și l-am ales pe Mihailă ca să dăm așa și un plus tinerilor speranțe. Mihailă e un jucător cu o viteză foarte mare. Poate mi-ar fi plăcut să aibă un plus la shooting și la passing, dar te folosești de viteza lui așa pe margini. Denis Mann, un jucător cu mai puțină viteză, dar o calitate mai mare la șut. Și uite, am făcut așa un mix pe părțile laterale și pe Alibek îl las să-l comenteze Teo. Da, ca un plus la Mihailă are și foarte multă agilitate. Este foarte bun pe dribling, viteză, agilitate, treci foarte ușor în bandă cu el, ceva ce ai nevoie acolo. Alibek oricum este legendar deja, nu mai este și parte în comunitatea de gaming, așa că CSGO e acolo, trebuie să-l selectăm pe Denis Alibek. Da, și Denis Mann e în partea dreaptă. Și trebuie să mai precizez, când am jucat primul meci cu românii, când am fost invitat la Amsterdam de EA Sports, am fost singurul român, am făcut o echipă de români cu pachete de silver, cu așa, era Denis Mann acolo. Denis Mann a înscris în primul meci, el și cu Ioniță. Deci Denis Mann trebuia să fie acolo. E omul care a marcat în primul meci al românilor. Da, sincer, mi-ar fi plăcut să-l pun și eu în echipa mea, dar nu mi-a plăcut randamentul lui sezonul ăsta. A fost un pic dezamăgit, chiar dacă a avut acea cursă senzațională din meciul cu Universitatea. Acum hai să discutăm un pic și de acest sistem. Cum am putea să-l schimbăm din 4-3-3 în 4-2-3-1? Într-un 4-2-3-1, da, cu Cicăldău și Nistor. Tu, Teo, l-ai înlocuit pe Eric și să joci cu Florinel Coman, vârf 2? Cum am mai văzut că s-a întâmplat în FIFA 20. Am putea să-l punem pe Coman așa, rezervă, să spunem, și asta ar putea schimba echipa asta într-un 4-4-2, poate. Coman, Mihailă în stânga, respectiv în dreapta, centrări pe Alibek, Coman, cum am văzut și în Liga 1 la FIFA 20. Dar cred că 4-3-1 e cea mai bună variantă, așa cum am spus la început, cu Eric, mijlocaș central ofensiv, în spatele lui Alibek și pe laterale Mihailă și cu Denis Mann. Cam câte victorii ați obține cu echipa asta în Weekend League? Eu cu echipa de genul ăsta am făcut 23 de victorii, dar uite, nu am avut pe Eric, am avut pe Gheorghe Hagi legenda, am avut și Mitriță care are card de inform din America, dar cu echipa de Liga 1 cred că, nu știu, tot pe acolo, doar că, uite, mă gândesc acum la Eric și Alibek, nu știu cum s-ar comporta ei pe conexiunea de la Weekend League, unde se mișcă un pic mai greuț, ei fiind doi jucători masivi, cred că te-ai întoarce destul de greu, nu, Teo? Ar fi cam greu să scoți mai mult de gold unul cu... Dacă ar fi toți de silver. Tu, cred că tu. Hai că. Cu Alibek, totuși da, complicat cu Ramos, Team of the Season, sau Militao, sau jucătorii de la Real Madrid în principal, care sunt foarte tăiți. Undeva pe la 20-23, cam așa, dar chinuit. Chinuit rău, da, așa este. Trebuie să ai multă viteză și... Cam câte stele ar avea echipa mea și echipa voastră? Care ar fi diferența în FIFA, ținând cont de overall-ul jucătorilor? Bă, cred că am pe acolo, 3 jumate, nu mult? Da, ambele, cred că 3 stele ar avea ambele. Am înțeles. Mulțumesc frumos, Andu, mulțumesc frumos, Teo. Cam atât, prieteni, ne reauzim la ediția următoare când vom avea noi elemente de FIFA. A venit momentul să vorbim mai multe despre Counter-Strike cu prietenul Werty, iar imediat după vom afla cele mai noi detalii de la Bobo Spider despre Mortal Kombat 4. Salutare tuturor! Eu sunt Werty, comentator de Counter-Strike din România. Coronavirus este probabil cel mai discutat subiect din ultimele 4 luni, odată cu extinderea pandemiei la nivel global. Au fost discutate efectele acesteia asupra sistemului politic, medical, economic, asupra societății noastre, dar oare câți dintre voi v-ați gândit la scena pro de CSGO și la jocul Counter-Strike în sine? Astăzi o să vă arăt consecințele virusului COVID-19 asupra Counter-Strike, cu rele, dar și cu câteva bune. Hai să începem! Probabil cel mai mare impact negativ și la care v-a sărit gândul sunt anularea sau amânarea turneelor LAN. Să luăm exemplul primei lovituri pe care scena a primit-o. Intel Extreme Masters Katowice din Polonia. Cel mai popular LAN hostat de ESL în această țară și, în opinia mea, cu cel mai vociferant public, cu 6.000 de spectatori. Era 26 februarie, cu câteva zile înainte ca LAN-ul să înceapă. Prefectul regiunii anunță primele măsuri impuse, precum luarea temperaturii și așa mai departe. În acel început de pandemie, astea erau noutate. De frica a ceea ce se putea întâmpla, ziua următoare, pe 27 februarie, s-a anunțat că turneul o să se joace cu porțile închise. Astfel au jucat doar echipele pe scenă, însă cu public zero. Și pașa bicep trist.
Asta în condițiile în care spectatorii aveau deja rezervate biletele de avion și cazarea, care vă imaginați că nu mai puteau fi rambursate. Au urmat alte turnee, care au fost schimbate din LAN în online sau fără spectatori în studio, precum Flashpoint, Dreamhack, Copenhagen Flames, Game Clash Arena, Mouch XL Esports, Blast Pro Series, Gamers Without Borders, toate astea însumând 3 milioane de dolari în premii. În final, totul a culminat cu amânarea majorului ESL One Rio din luna mai în luna noiembrie a acestui an. Astfel, s-a și mărit premiul de la 1 milion de dolari la 2 milioane de dolari, dar impactul amânării unui major era și este foarte mare și este o premieră, este prima dată când se întâmplă așa ceva. Ce concluzii putem trage pe scurt? Organizatorii au fost clar afectați, pentru că vânzarea biletelor era un venit pentru ei, în special cele VIP, care se urcau și până la 500 de euro. În schimb, nu putem să nu luăm în considerare că pe de cealaltă parte a crescut numărul de view-uri pe streamurile competițiilor. Dar în mod direct, n-ar fi trebuit să fie îmbunătățit veniturile în afară de reveniu din reclame integrate pe Twitch. Asta pentru că e puțin probabil să fie existat o clauză în contractul cu sponsorii cum că se vor oferi mai mulți bani de către aceștia în această situație. Desigur, exceptând o clauză de forță majoră, depinde de fiecare organizator și cât de din scurt a fost prins de pandemie. Însă, cu siguranță, sponsorii au avut mult de câștigat pe urma impactului mai mare. Ca exemplu, ESL Pro League aproape și-a dublat viewerii față de sezonul trecut, având un vârf impresionant de 800.000 de oameni. În schimb, jucătorii au fost puși într-o situație mai neuzuală, anume să joace pentru sume mari de bani online. Desigur, asta a venit ca o veste bună pentru echipele mai puțin performante pe LAN, dar ca o veste proastă pentru cele cu experiență, pentru care acest aspect ar fi fost un atu. Ghiciți ce? Tot legat de jucători, echipa chineză Tai Lu și-a pus pe bancă doi dintre jucătorii lor, Freeman și Xeta, după ce aceștia au venit de la gaming house-ul din Ucraina înapoi în China și au fost puși în izolare 2 săptămâni. Deși li s-au dat calculatoare în hotelul unde sunt izolați pentru a juca în continuare, ei sunt încă pe bancă. Acțiunile Tai Lu nu prea au sens dacă mă întrebați pe mine, mai ales că nu mai avem LAN-uri, dar ca idee să vedeți la ce se poate ajunge ca măsuri din partea organizațiilor. De asemenea, jucătorul Smuya, jucător britanic al echipei Chaos din Statele Unite, a fost prins de închiderea Marii Britanii fix înainte să plece înapoi spre state la gaming house-ul echipei sale. Astfel, organizația Chaos a fost nevoită să-l înlocuiască, dat fiind faptul că nu putea juca online în competițiile nord-americane datorită pingului. Cu toate acestea, jucătorii de CSGO s-au implicat și în caritate, evenimentul Gamers Without Borders fiind un show cu echipe de Tier 1. Parte bună din premiul de 2 milioane de dolari avea să fie donat spre lupta împotriva coronavirus. Au participat G2, Fnatic, Navi, Mousesports, FaZe și OG ca echipe. Cu privire la skinurile de CSGO, nu au fost schimbări foarte majore, deși, de exemplu, bursa și valorile acțiunilor la multe companii au fost în picaj. Unele dintre cuțite au simțit pentru la martie prețuri mai mici cu 15-20%, dar nimic mai mult de atât. Abia s-a simțit pe graficile afișate acolo pe Steam. Problema cea mai mare a venit în momentul în care, pe 23 aprilie, source code-ul CSGO și Team Fortress 2 au primit un leak, adică au fost publicate pe internet, deși erau secrete. Astfel, numeroși hackeri au început să spargă conturi, existând o problemă majoră cu furtul de skin-uri. Din păcate, Steam, parcă prevăzând asta, la începutul anului 2020, a setat o nouă politică pentru CSGO, cum că skinurile furate din conturile sparte nu vor fi returnate, chit că vina nu aparținea deținătorului. Înșelătoriile numite și scamuri au crescut, diferite linkuri suspecte fiind postate în mai multe locuri, precum profilele de Steam conținând keylogere. A fost o perioadă în care mulți dintre jucători chiar și-au dezinstalat jocul pentru câteva zile. Revenind la competiții, mulți dintre freelanceri au fost lăsați fără loc de muncă, fotografii și videografii fiind cei mai afectați, întrucât munca lor depindea de existența evenimentelor LAN. Dacă un videograf avea în plan să renunțe la o competiție pentru alta în 2020, s-a ajuns să nu mai aibă loc de muncă pe perioada pandemiei chiar. În final, un efect bun a fost asupra numărului de player al jocului. Dacă în decembrie 2019 numărul maxim de jucători de CSGO era de 750.000, în vârful pandemiei în aprilie 2020, deci la 4 luni distanță aproximativ, a ajuns să fie de 1.300.000. Aproape o dublare a numărului de jucători și de altfel un nou record al jocului. Our work is finished, Liu Kang. Lord Raiden.
It falls upon you to architect a new history. Salutare tuturor, aici este Bogdan aka Bobo Spider, iar astăzi o să vorbim despre Mortal Kombat 11 Aftermath. Pentru cei care nu știu, jocul Mortal Kombat este unul dintre cele mai populare jocuri de fighting de lume, fiind recunoscut datorită modului lui brutal de a expune luptele și mai ales că are o grămadă de personaje iconice, precum Sub-Zero, Scorpion, Liu Kang și mulți alții. Iar anul trecut a fost lansat ultima sa versiune și anume Mortal Kombat 11. Why are we listening to this snake? Because I am a snake who's toiled beside Kronika. Dacă până acum eram obișnuiți ca la fiecare Mortal Kombat să avem un simplu combat pack ce adaugă câteva caractere din universul Mortal Kombat, dar și câteva din alte universe, ei bine, Mortal Kombat 11 vine cu ceva nou. Acesta a primit un expansion la un an diferență de la lansarea jocului, ceea ce a fost o surpriză destul de plăcută pentru fani, pentru că nu a adăugat doar câteva caractere, ci a venit și câteva mișcări noi, dar mai important de atât a continuat povestea din Mortal Kombat 11, astfel făcând loc pentru Mortal Kombat 12, care probabil o să apară cândva într-un viitor destul de apropiat. Acest expansion reintroduce două dintre caracterele destul de iconice din universul Mortal Kombat, și anume vorbim despre Fujin, zeul vântului sau al aerului, depinde acum cum vreți voi să-i spuneți, și pe Shiva, sau versiunea feminină a lui Goro, cum foarte mulți dintre voi o recunoașteți, și regina călcării în picioare, dacă e să zicem așa, pentru că știți foarte bine că are o mișcare destul de spamabilă și nu cred că vreți să aveți de-a face cu ea. Iar pe lângă aceste două caractere avem și un caracter surpriză provenit dintr-un alt univers, și anume vorbim despre Robocop, care pot să zic a fost așa destul de surprinzător când l-au anunțat, pentru că nu te aștepți la un caracter destul de țapăn precum Robocop să fie băgat într-un joc de luptă unde toate mișcările sunt rapide, flexibile și destul de neprevăzute. Ei bine, l-au creat Robocop în așa fel încât să fie practic și numai bun pentru universul Mortal Kombat, și credeți-mă, este și distractiv de jucat cu acesta. Pe lângă aceste caractere au mai fost adăugate și câteva mișcări din vechile jocuri Mortal Kombat, și anume vorbesc despre acele mișcări ce sunt folosite la finalul fiecărei lupte. Poate până acum foloseam fatalități sau brutalități, ei bine, data asta ne întoarcem la niște lucruri ceva mai pașnice, și anume la prietenii. Fiecare caracter din joc a primit câte o prietenie pentru a fi folosite la final de luptă, ce reprezintă un nou mod de a termina lupta, un mod mai hilar, nu neapărat cel mai violent, și care pot să vă spun că sunt de-a dreptul amuzante și, mai important de atât, sunt și specifice fiecărui caracter, fiind realizate în așa fel încât să scoată în evidență una sau mai multe abilități pe care le are caracterul respectiv sau au legătură cu povestea lor de origine. Dar desigur, dacă vreți să rămâneți la lucruri violente, să știți că aveți și stage fatalities, care sunt disponibile doar pe câteva hărți din joc. So you're Raiden's brother. We are partners in Earthrealm's defense. Are you also partners in incompetence? Fight! Cred că cel mai important lucru adăugat în acest expansion este continuarea poveștii din Mortal Kombat 11, care, ce drept, nu este foarte lungă, ci undeva la vreo 2 ore de gameplay și de poveste. Eu zic că este mai mult decât ok, pentru că, na, totuși vorbim despre un expansion care se presupune să așterne lucrurile pentru următorul joc din serie. Dar măcar vă oferă o aventură destul de interesantă, cu niște lucruri de la care nu v-ați fi așteptat și, credeți-mă, arată și foarte bine, așa cum am spus și mai devreme, este totuși unul dintre cele mai arătoase jocuri de fighting de pe piață. What in the ten hells are you? The future of law enforcement. Și cam asta ar fi tot adăugat despre acest expansion, sper totuși că v-am trezit interesul pentru seria Mortal Kombat sau cel puțin măcar pentru Mortal Kombat 11 și sper să-i dați măcar o șansă, pentru că totuși este un joc destul de bun care merită atenția voastră. Am încercat pe cât de mult posibil să evit orice spoiler încât să nu vă stric experiența de joc, iar dacă vreți să jucăm, aștept în mediul online acolo așa. Aici a fost Bobo Spider sau Bogdan, cum veți voi să-mi spuneți, și ne auzim data viitoare. Pa, pa! Am ajuns la momentul special al emisiunii. Astăzi l-am ca invitat pe Marius Radu, cofondator la Bucharest Gaming Week. Salut, Marius! Salut, mulțumesc de invitație! Mulțumesc și eu de prezență. În primul rând, aș începe să te întreb ce dificultăți ați întâmpinat în perioada asta, în plină pandemie, cât de greu a fost cu organizarea turneelor?
Păi, în primul rând, n-am mai avut posibilitatea de a organiza, clar. Ne-am încadrat în acea lege, acel decret în care s-au încadrat, de fapt, toți organizatorii de evenimente, nu numai noi. Din luna februarie, practic, înainte să izbucnească toată nebunia asta, n-am mai organizat absolut nimic offline. Toate evenimentele au fost anulate, sau hai să zic amânate, cu speranța că va trece mai repede decât ne așteptăm. Din păcate nu s-a schimbat nimic și din păcate cred că foarte multe din evenimentele de anul ăsta de gaming se vor muta cel mai probabil în online, fiind cam singura variantă. Deci, practic, ăsta a fost modul de reorganizare al vostru. Da, da. Totul se mută în online, nu mai există nicio întâlnire. A venit cumva natural, pentru că până la urmă cam toate jocurile se joacă online, nu? Îți trebuie internet ca să te joci Counter-Strike, FIFA sau orice alt joc. Într-o competiție sau competitiv. Așadar, nu ne-a fost foarte greu să facem switch-ul ăsta. Practic, ar trebui să ne reorganizăm așa cum ați făcut și voi cu emisiunile sau cu interviurile. Nu ne-am mai întâlnit într-un studio, s-a făcut totul de acasă, jucătorii nu s-au mai întâlnit în apartamentele lor sau în locurile lor de antrenament sau de joc, au jucat fiecare de acasă. A fost puțin mai dificil, cumva calitatea show-ului sau a proiectului overall a fost mai slabă, dar până la urmă am avut ce să arătăm, am avut ce să jucăm, nu a trebuit să întrerupem foarte mult competiția, ar trebui doar să ne reorganizăm puțin. Ar trebui să ne adaptăm, practic. Da. Sper să nu dureze foarte mult și sper să ne revenim în toamnă-iarnă, măcar cu niște evenimente sau competiții de ordinul zecilor sau sutelor de oameni, măcar. Uite, te-aș întreba despre Bloggers LAN Party, pentru că am luat parte la evenimentul ăsta, cred că de 3 sau 4 ori, fiind comentatorul competiției de FIFA. Cam care e ideea lui Toma, producătorul acestui turneu? Tu ești și responsabil acolo, ajuți îl ajut pe organizare. Da. Din păcate, ar trebui să amâne ediția din martie, exact cu câteva zile înainte de eveniment s-a dat acest decret sau această lege. Și a trebuit să anulăm. Mai trebuia să facem unul în perioada asta, mai iunie. La fel, evident că nu avem cum să facem, dar văd că încep să se relaxeze aceste restricții. Văd că zilele trecute, sau chiar ieri, zilele trecute au anunțat că o să dea drumul la evenimente private cu 20-30 de oameni. Eu cred că undeva în august-septembrie Bloggers LAN Party va putea reveni cu 100-150-200 de oameni, așa cum se întâmplau de obicei, într-un spațiu închis, privat, respectând aceste reguli de distanțare socială. A fost destul de greu și pentru Toma și pentru noi, dar trebuie să ne adaptăm. Suntem în stand-by și cumva tot rău spre bine, pentru că o să pregătim ceva special la următoarea ediție. Vorbind așa la general, care sunt așteptările voastre cam până la sfârșitul anului? Cam câte competiții crezi că se vor desfășura? Dacă vorbim de competiții overall, inclusiv cele online, cred că vor fi mai multe, în special online. În schimb, vor fi mai puține offline, în locații, ca să zic așa. Pentru că există, până la urmă, și din partea sponsorilor și din partea publicului, ca să zic așa, aceste mici frici de a te implica încă într-un eveniment. Da. Am văzut că au început să apară evenimente în aer liber, concerte, drive-in și așa mai departe. Așteptăm cumva să se mai relaxeze aceste restricții, iar eu cred și așteptările mele sunt că undeva în luna septembrie-octombrie vom putea să avem evenimente indoor cu câteva sute de persoane. Mă gândesc în primul rând că până la urmă vor deschide cinemaurile și teatrele și automat cumva ne vom încadra acolo. Deci cred eu că
Anul ăsta cumva vor fi mai multe evenimente mici decât mai puține evenimente mari de masă de 10.000 de oameni. Așa văd eu lucrurile anul ăsta. Am înțeles, asta a fost o discuție, așa să zic, pe plan general. Acum te-aș întreba despre cariera ta. Cam când ai făcut pasul de la gamer la organizator de turnee? Da, e o întrebare bună. Cred că am încetat să mai joc profesionist, cât se numea profesionist pe vremea mea. Undeva prin 2004-2005, cred că am încetat să mai joc, mă jucam FIFA foarte mult, am participat la turneele de atunci. Și am început să fiu cumva organizator, admin, așa cum sunt ei numiți, online. Deja terminasem facultatea, mă angajasem, am zis că nu mai am timp să mai particip, să mă mai antrenez, jucam de plăcere și am zis, băi, ok, dacă tot am cunoștințele astea, tot vreau să ajut, tot îmi place, haide să mă transform în organizator. Și am început etapizat, am fost un mic organizator de turnee online, ajutând comunitatea, după care am luat o licență de la Electronic Sports League, de la ESL în România. După care din România am plecat la ei în Germania, am lucrat pentru ei 10 ani și din 2017 m-am focusat 100% pe România, am propria agenție, propria firmă și fac propriile evenimente în România. Cam asta e pe scurt cariera mea de organizator, ca să zic așa. Dacă tot ai fost, să zicem, un expert în FIFA, aș vrea să ne dai 2-3 nume de jucători de FIFA în care ai încredere că vor duce România la competițiile internaționale mai sus. Da, din generația de acum, da. În primul rând, am foarte mare încredere în Andu. L-am și cunoscut, l-am văzut și la Blogger's Party și urmăresc din umbră cumva, așa, știu ce fel de om este. Cumva acest turneu pe care l-ai comentat și l-ai prezentat, ca să zic așa, foarte bine cu Teo, E-Liga 1, ne-au scos la iveală niște jucători pe care eu nu-i cunoșteam. Știam de Andu și înainte și cumva pentru mine a fost o confirmare și cumva în el am încredere. Este și la vârsta corectă, face și content video, știe cum să vorbească, e conștiincios, înțelege și partea asta de sponsorship din spate. Da, da. Adică eu cred că el are cel mai mare potențial. După care vin copiii, cum le zice, puștanii din spate, că au 16-17 ani până la urmă. Robert Puiu, dacă nu mă înșel, Răzvan Puiu, așa, scuze. Și Robert Dumitru, reprezentantul de la Viitorul. Da. Ei vin din spate foarte puternic și trebuie șlefuiți. Adică ar trebui cumva să cadă pe mâna unora mai experimentați, coach, manager, echipă, whatever, ceva ca să-l susțină și să-l ghideze și să-i spună exact ce și cum să joace. Pe ei trei văd așa cumva făcând performanță mare în viitor apropiat. Acum aș vrea să ne spui puțin cum a început povestea Bucharest Gaming Week. Cum a început totul? De unde a plecat ideea? Împreună cu partenerii mei, de la Descu Borțunul Team și de la 360 Revolution, ne-am pus la masă cred că era undeva 2016 sau 2016, cred că era, și am zis, băi, eu am expertiză pe organizate evenimente, voi aveți expertiză pe partea de scenotehnică, evenimente de masă, Tudor avea expertiză pe partea de comunicare, haide să punem ceva cap la cap, hai să vedem ce putem să facem. România, la momentul acela, nu avea un eveniment dedicat, din păcate, spun. Seria de Dreamhack și ce se mai întâmpla înainte s-a întrerupt. Iar atunci am zis, bă, trebuie să facem ceva, e păcat, avem o țară atât de mare, cu atât de mulți locuitori și pasionată. Pasionați, foarte mulți gameri, foarte mulți, de ordinul milioanelor. Internet foarte bun, avem o cultură, avem un background, păcat că s-a întrerupt. Hai să punem noi ceva cap la cap. Pe de altă parte, aveam și nevoia industriei de gaming din România, a studiilor care produc jocuri aici, la fel și ei țipau, băi, vrem să ne facem auziți, avem nevoie de oameni să vină să angajeze. Uite, se face FIFA la noi.
Foarte puțină lume știa că FIFA, sau și acum sunt curios, FIFA se face în proporție de 90% la noi. E o mândrie enormă. Se joacă zeci de milioane de oameni. Da. La fel, mai avem și studioul Ubisoft care face Assassin's Creed și multe alte studiouri. Sunt undeva la 5-6 mii de oameni de angajați în România care produc jocuri mari, și lucrează la jocuri mari și care la fel aveau nevoia de a le arăta, de a discuta despre ele, de a ajunge la mase. Și atunci am pus toate elementele astea cap la cap, nevoia gamerilor de a se întâlni și a se juca, de a participa la turnee, nevoia youtuberilor de a veni și a întâlni cu oamenii și viceversa. Da. Și am zis, băi, uite, ăsta e conceptul, hai să-l punem cap la cap. Și în loc să-l facem într-un weekend, cum se întâmplă de obicei, evenimentele doar într-un weekend, am să-l întâlnim pe o săptămână întreagă cu diferite puncte de interes și de comunicare și de discuții. Avem inclusiv în timpul săptămânii o galerie de artă cu artwork din jocuri făcute în România. Avem tot felul de întâlniri ale industriei cu autorități, industria între ei, pun strategii cap la cap, workshop-uri și așa mai departe. Am avut inclusiv filme expirate din jocuri la un cinematograf. Deci avem, toată săptămâna este cumva dedicată gamingului din România, nu neapărat profesionist și casual și nu neapărat a te juca, ci poate a te și angaja, a și descoperi ce înseamnă să lucrezi în industrie. Și evident, terminăm în weekend cu un eveniment mare de câteva mii de persoane. Anul trecut am avut 10.000. Dar chiar asta voiam să te întreb. Cam de la an la an, cam cât a crescut media, ținând cont și de participanți, dar și de spectatori? Crește undeva în ritmul la 15-20% pe an. Ceea ce este ok. Proiectul a fost făcut de la zero, n-a fost niciun concept preluat de afară, să spunem că avem un background, că avem un know-how sau că avem puterea de comunicare a celor de afară. Și suntem mulțumiți de cum evoluează. Din păcate a venit perioada asta de pandemie și nu suntem siguri dacă o să-l facem și anul ăsta offline, pentru că ceva vom face oricum. Dar ritmul de creștere este bun. Este ceea ce ne-am propus. Am crescut numărul locațiilor din Bucharest Gaming Week din tot Bucureștiul. Am crescut numărul turneelor, am crescut numărul participanților, numărul youtuberilor sau, mă rog, creatorilor de conținut care au fost acolo. Adică creștem de la an la an, învățăm de la an la an, iar ăsta e un lucru bun. Comunitatea ne ajută, creatorii de conținut sunt foarte, nu știu, dedicați și pun numărul și ei la treaba asta. Evident, vin și sponsorii, încep să se miște lucrurile. Oricum, ca idee, ne-am propus cumva ca în anul 4-5 să-l facem cumva, să ajungem exact unde ne dorim, deci mai avem de crescut oricum. Am înțeles. Cam atât, prieteni, pentru prima ediție. Ne reauzim săptămâna viitoare când vom avea alte interviuri de mare calitate și vom vorbi despre alte jocuri care sunt foarte importante pentru întreg mapamondul.